Două doze a 25 de micrograme administrate copiilor din grupa cu vârsta cuprinsă între 6 luni și 6 ani au generat niveluri de anticorp similare cu nivelurile atinse în urma administrării a două doze de 100 de micrograme la tinerii cu vârste cuprinsă între 18 și 25 de ani. Pe baza acestor date, Moderna a declarat că va depune cereri de autorizare la Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite ale Americii, FDA. Agenția Europeană a Medicamentului, EMA și la alte autorități de reglementare în săptămânile următoare. Rezultatele sunt o veste bună pentru părinții copiilor cu vârsta sub șase ani, a declarat directorul general al Moderna într-un comunicat. Acum avem date clinice despre performanța vaccinului nostru la copii de șase luni până la adulții mai în vârstă, a mai spus el. Moderna a constatat încă o eficacitate relativ scăzută a vaccinului său împotriva infecțiilor. În condițiile în care studiile sale clinice au fost realizate în timpul valului de cazuri provocat de varianta Omicron de coronavirus, eficacitatea vaccinului la copii cu vârsta cuprinsă între 6 luni și 2 ani a fost de 43,7% și de 37,5% la cei cu vârsta cuprinsă între 2 și 6 ani. Moderna care afirmă că aceste niveluri sunt similare cu cele observate la adulți, evaluează administrarea unei a treia doze pentru a crește aceste niveluri. La studiu au participat 11.700 de copii din Statele Unite și Canada, dintre care 4.200 cu vârste între 2 și 6 ani și 2.500 cu vârsta între 6 luni și 2 ani. Modern a precizat că, după consultări cu FDA, va solicita de asemenea aprobarea a două doze de 50 de micrograme pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 11 ani și își va actualiza cererea de aprobare pentru copii între 12 și 17 ani.